Cam fiecare an, între cele două semestre școlare, autoritățile administrației publice locale se pregătesc să asigure necesarul de medicamente din cabinetele medicale ale unităților de învățământ. La această oră, aproape fiecare unitate școlară are un cabinet medical, iar necesarul de medicamente se ridică la circa 10.000 de lei pe semestru. De asemenea, cu direcția administrativă am discutat pregătirea medicamentelor de achiziție pentru semestrul 1-2016. Noi am dat ultima pentru o jumătate de an, pentru un semestru, în octombrie 2015, în martie vrem să facem achiziția, să pregătim toate acestea pentru medicamente, cabinete școlare. În toată această perioadă, martie până la sfârșitul anului școlar. În cabinetele medicale școlare sunt disponibile doar medicamente de maximă urgență și pe o gamă largă de simptomatologii.